Big Red Vanilla Halloween. Pirați, vrăjitoare și chiar scheleți au venit din poveștile de groază la Colegiul Național Gheorghe Țițeica. Elevii de clasa 7 s-au costumat în personajele preferate și au pornit în colindate de Halloween. Prima oprire a fost biblioteca liceului. Halloween înseamnă sărbătoarea morților, iar în America atunci când este această sărbătoare se sărbătoresc toți morții. Iar eu m-am costumat în fată pirat, deoarece îmi place foarte mult această idee și îmi place foarte mult cum erau ele atunci. Se merge din casă în casă pentru a cere bomboane. Eu m-am costumat în pirat, pentru că îmi place foarte mult, îmi plac pirații în general, iar restul ce să spun. De ce te impresionează această sărbătoare? Îmi place foarte mult pentru că toți copiii se îmbracă în diferite costume. Copiii au fost recompensați cu prăjituri preparate de către colegilor mai mari. Am făcut prăjituri negrese și prăjitură cu mere pentru a-i răsplăti pe colindători conform tradiției de Halloween. Elevii au pregătit pe lângă cântece și poezii în limba engleză o expoziție de desene. Proiect interdisciplinar unde au colaborat catedrele de limbi străine, Catedra de Educație Plastică, Catedra de Muzică, pentru a putea învăța copiii despre obiceiuri și tradiții diverse ale altor popoare. Halloween este o sărbătoare celtică ce datează din cele mai vechi timpuri. Celții credeau că granița dintre lumea aceasta și cea de dincolo se slăbește, permițând spiritelor bune sau rele să o traverseze. Strămoșii familiei erau invitați acasă, în timp ce spiritele rele erau izgonite. Se crede că nevoia de a îndepărta spiritele rele a dus la purtatul de costume și măști.